S-a terminat, a avut trei mandate. Alte propuneri? Da, da, după aceea. Să punem la vot? Cine-i pentru? Da. Împotrivă? Abține? Domnul Prensă, vreau. Ești și scaunul, domnule. Este. Mai aducem un scaun. Vă mulțumesc pentru sarcina trasată. Și vă asigur să fim cât mai urmări. Dacă dintre dumneavoastră este cineva care vrea să-i fie prezentat procesul verbal de la ultima ședință. Dacă nu, supunem la vot procesul verbal de la ultima ședință. Cine este pe el? Mulțumim. Vă propunem pentru ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a spus eu. Proiect de hotărâre privind aprobarea notificării organigramului și a statului de funcții aparatului de specialitate a primarului comunei Sângulești de Țupacă, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în aparatul propriu al primarului comunei Sângulești pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezepezire pe drumurile de interes local din Comuna Sângulești pentru iarna anului 2016-2017, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2017 de către beneficiarii ajutorului de minim garantat, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Sângulești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea să voteze modificarea și modificarea Comisiei de Evaluare pentru formularea și finalizarea procedurii de licitație organizării în vederea atribuirii contractului de organizare a gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator primarul comun. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 al documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem de integrare a managementului al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primarul comun. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii revest de executat la investiția construire cămin cultural Coma, inițiator primarul comun. Valorii revest de lucrat. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, inițiator primarul comun. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate în Comuna Sângulești pentru persoanele fizice pentru anul 2017, inițiator primarul comun. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în patrimoniul instituției a două investiții finalizate, inițiator primarul comun. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru trimestrul 4 al anului 2016, inițiator primarul comun. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a vizului și autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Sângulești, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adib și modificarea actului consultativ și a statutului acestuia, inițiator primarul comun. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe teritoriul Comunei Sângulești, inițiator primarul comun. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Sângulești pentru anul 2017, inițiator primarul comun. 17. Diverse. Deci asta este propunerea ordinii de zi. Dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinii de zi. Îl
destule. Dacă nu supunem la vot, cine este chiar? Să trecem la primul punct s-a consumat și la punctul de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție, aparatul de specialitate primarul Comunei Sândunești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Ce doare? Având în vedere că domnii polițiști și vocal au trecut la altă ligă de salarizare, să ne-am nevoit să modificăm organigrama, dar modificarea organigramei constă și în ființarea unui post de șef birou în cadrul compartimentului de contabilitate, având în vedere că avem un deficit de personal, a fost scos la concurs postul de trebun și nu s-a prezentat nimeni. Trăim cu speranța că, prezentând un post de șef de birou, se va prezenta cineva la concurs, astfel încât să nu mai avem un deficit de personal în cadrul compartimentului contabilitate. De ce vreau să spun? Doamna contabil este și ea om, Doamne ferește să se bolnăvească, nu avem om astfel încât să ne poate ține contabilitatea primăriei. Orice post din cadrul primăriei poate fi acoperit, doar postul de contabilitate, nu există personal specializat în contabilitate pentru a o suplini pe doamna contabilă. Dacă aveți întrebări. Discuții, dacă aveți discuții. Sunt discuții, aș vrea să întreb pe domnul primar. Aveți intenția de a organiza un concurs pentru ocuparea postului direct de șef de birou sau să promovați pe altcineva în funcția de șef de birou? Nu există promovat direct decât organizarea de concurs. Registrația nu ne permite promovarea direct în șef de birou, pentru că în momentul când aș promova pe cineva în șef de birou, atunci aș intra sub incidența legii. Adică am înființat acel șef de birou pentru cineva, astfel încât să fie numită această persoană. Și nu vreau să intru sub incidența legii, orice post la nivelul instituției va fi scos la concurs, iar participarea la concurs poate fi a oricărei persoane care îndeplinește anumite condiții de scoatere la concurs, de ocuparea acelui post care este scos la concurs. Doar prin concurs. Aici sunt multe interpretări, dar nu intru sub incidența legii. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Deci, formulez punctul 3, practic. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul pentru acumerie Comunei Sândunești pentru anul 2017. Deci, aici precizez că niciun post care sunt vacante în cadrul primăriei Sândunești nu poate fi scos fără aprobarea acestui plan de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu. Deci trebuie să existe acel plan ocupațional, astfel încât să poți să scoți la concurs acele posturi. Neavând acest plan ocupațional, nu poți scoate la concurs. Întrebări? Fără răspuns. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezepezire pe drumurile de interes local din Comuna Sânduleni pentru iarna anului 2016-2017. Inițiator primarul Comunei. Poftiți, domnule. Deci, fiecare iarnă, dezepezirea, atât pe timpul dumneavoastră și pe timpul domnului Dumitru, dezepezirea s-a făcut cu utilajele proprii. În acest moment, primăria are o rabă dotată cu o ramă de dezepezire din anul 2013 și un burdo excavator achiziționat în 2015. A fost achiziționate două mașini de antiderapant, există un comitet de urgență de a interveni în cazuri de situații. Noi zicem că suntem pregătiți. Bine, avem utilaje.
avem anchidea la PAN. Sper să nu fie o iarnă din aia puțin mai grea. Merge raba? Merge. Și l-am mai pus tot. Da, merge. Și merge. Știu că nu va fi problemă. Singura problemă, dacă va fi, va fi pe câmpul Verșeștiului. Singura problemă. Întotdeauna acolo au fost probleme. Când dezepezești, bate vântul și... Da, să punem în ceva. Parazăpezi acolo. Poți pune? Parazăpezi. Da, o idee. Dar te lăs în naș? Măcar acolo unde sunt case. Măcar acolo unde nu sunt case. Dar trebuie să-ți dea voi. Dar acolo e mai periculos. Da, da, da. Nicăm. Dar nu știu. Acolo, da. Nicăm pe ăla, pe partea cealaltă. Acolo sus, pe gândul de asfalt. Și acolo a zis toate astea. Aia, poate că ea. Vrea să ne începem în primar, dar mai menținut acea acțiune care o urmăm în medie, adică să repartizăm pentru fiecare om mai neputincios, a femeie singuri, bătrâni, bolnavi, de o persoană sau două de la ajutorul social care în perioada de iarnă se meargă, se dezăpezească, se care apă, dacă sunt mai menținut aceea. Înainte așa facem. Acum să vină zăpadă. De apă nu știu, de apă nu știu, dar zăpadă o dea. Nu, dar nu, o idee foarte bună, pentru că și dacă o duș, da, zăpadă, a fost da. O idee foarte bună, că sunt persoane nevoiași și bătrâne da, și doresc doar zăpada în fața curții să dai zăpada. Deci a fost o idee bună și adeaga acea idee, astfel încât persoanele în vârstă, să poată ieși din curte, să-și iau o pâine și... Și așa putem de iarnă ajutor să te-am mai face mai zăpadă. Să facă gădică. N-are nimic, se va menține, Nu s-a făcut împărțirea. Era ideea mea și vreau să simt. Păstrăm această idee, că a fost bună. Adică... Dacă mai sunt discuții pe mașina punctului prezent, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2017 de către beneficiarii venitului minim garantat, mediator primarul comun. În fiecare an se aprobă un plan de acțiuni și lucrări de interes local pentru oamenii de la 416. Este ca și anexă la hotărârea Consiliului Local. Ea îmi costă în mai multe lucrări, mai multe obiective numite de domnul secretar, reabilitarea SRAZ-ului, lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor, lucrări de curățare manuală a albilor, lucrări de întreținere a cimitirilor, întreținerea monumentelor, lucrări de întreținere a centrului civic, lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumului comunale și județene pe raza comunei, lucrări de întreținere în gita curților, instituțiilor publice, comuna Sâmbureni, alte activități, lucrări de reabilitare, renovarea construcției aflate în proprietatea publică a comunei, s-a păstrat. S-a păstrat același plan de acțiuni ca în 2016, pentru 2017. Adică nu s-a venit cu modificări. Discuții. Dacă dumneavoastră aveți o propunere pentru încă un obiectiv, încă o lucrare care poate fi realizată de cele la 416, dumneavoastră puteți să o sugerați astfel încât să fie inclus în acest plan de acțiune. Avem discuții, propune. Șanțurile din lângă drumul național este făcute de noi? Șanțurile de pe drumul ăsta sunt în atribuțiile noastre? Sunt în atribuțiile noastre. Doar traversările sunt al drumului național. Deci, din anul 2013, drumurile, șanțurile aferente drumului național sunt al comunei. Numai când e aviz de la drumul, atunci sunt. Numai când e aviz de la drumul, sunt al lor. Atunci asta. Asta am văzut și eu. Întrebări, discuții, propuneri. Aș ruga pe domnul primar aici să aibă în vedere la fel. Sunt porțiuni la șoseaua națională, la drum comunal, la drumurile astea antijudețene unde locuiesc
oameni neputincioși, oameni bătrâni sau sunt case nelocuite, sunt foarte multe. Hai să vedeți dumneavoastră că în vara, în mod deosebit, se observă că acolo nu locuiește nimeni pentru că zonele, zona, șanturile sunt neîngrijite. Ar fi bine să punem pe aștept la ajutorul social să-și facă datoria mai des, adică mai des să treacă pe porțiunile respective. Alte întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Potrivă, obțineri. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâri privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Sândureni în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Teritorială pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru rularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator, primarul comun. Poftiți, domnule. În cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, propun pe Radu Nelu, reprezentantul Consiliului Local, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de legare gestiunii de operare a instalației deșeuri municipale în județul Bacău. Dacă sunt și bune. Deci trebuie să facă cineva parte din cadrul primăriei, din cadrul Consiliului Local, un reprezentant care să fie mandatat să participe, să voteze, să modifice orice hotărâre luată de... Radu Nelu este cel mai bun și poate să prezinte oricând. Aici toți suntem. Nu, nu, dar adică... e tot timpul aici. Este viceprimar, ești consilier și răspunde la cei mari oricând. Și este foarte bun. Da. Părerea mea. Ok. Dacă nu mai sunt alte propuneri, spunem la voi. Cine este pe urmă? Abțineri, împotrivă. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 a documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management a deșeurilor solide în județul Bacău, tot primar comun. Poftiți. Cei de la Audis, au trimis un document, s-a aprobat un document, se aprobă actul adițional numărul 1. Deci, se modifică câteva articole din statut, se modifică articolul 15, alineatul 4, se modifică și avea următorul conținut, se modifică articolul 18, se modifică alineatul 1 și 2, se modifică mai multe articole. Dacă vreți să dăm citire la toate modificările de articole, dar dacă credeți că este cazul, vom da citire la toate modificările. A fost în ședința pe comisie și dacă vreți să mai dăm încă o dată citire, vom mai da încă o dată citire. Adică, vreau să precizez ce vreau să precizez. Știți că Bacău a avut un proiect pe fonduri europene în zona acesta. Și este scos și acel la licitație, colectarea deșeurilor pe zona ISPA. O să intervin în momentul oportun cu finalizarea serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale. Adică aici revin la punctul anterior. Este vorba de stația de operare de la Bereștea Zrău, cele mai multe stații de operare Grăiciana, care nu sunt date în folosință, nu s-a câștigat nicio licitație și trebuie puse în funcțiune. Și acum se face licitația pentru acest serviciu de operare. Întrebări? Discuții? Să punem la vot, dacă nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 8 al ordinii de zi. Proiect de hotărâri privind stabilirea valorii rest de executat la investiția construire cămin cultural Coma. Inițiator, primarul comun.
În anul 2013 a avut loc licitația de la Cămin Cultural Toamnă. S-a câștigat licitația pe o valoare de... Păticotașul a fost de 551.867 de lei, la care s-a dat TVA de 132. Deci, valoarea contractului era de 6.800.000. Constructorul a adus lucrare, în moment dat nu a vrut să mai continue executarea acelor lucrări. Pentru mine a fost puțin așa ca frapant faptul că el nu a vrut să mai continue acele lucrări. Adică, spre sfârșit, când tu mai ai ceva de făcut, nu vrei să mai continui. Adică căminul este gata, dar mai ai ceva, de făcut și tu nu vrei să continui. Și el nu a vrut să mai vină, să continue. Pentru mine este foarte greu. Acum a fost foarte greu să stabilesc ce lucrări mai sunt de executat. Și a trebuit să iau toate listele de cantități, toate situații de lucrări și să întocmesc pe proprie răspundere anumite situații. Adică pe infrastructură s-a încasat tot, fundația este, suprastructura s-a încasat tot, arhitectura mai avea de încasat 170.000 de lei. 17.000 de lei mai avea. Deci 170.000. Pe rețele exterioare mai avea de încasat 13.000. Pe instalații sanitare 3.800. Deci valoarea lucrărilor, rest de executat, conform situațiilor de lucrări ofertă, este de 37.000 de lei. Adică 370 de milioane. Iar tu pentru 370 de milioane nu mai vii la licitație. Mi s-a părut puțin mai frapant, de ce nu vii tu la licitație? El a venit la licitație cu niște prețuri foarte mici, iar acum și-a dat seama că prețurile au luat o razna și nu mai poate termina lucrările. Aceste lucrări vor fi terminate de primăria Sândureni, în regie proprie, cu angajarea unui diriginte de șantier, că nu poți executa nicio lucrare fără diriginte de șantier. Și în ce constă aceste lucrări? S-a întocmit un centralizator pe lucrări rămase de executat, da? pe 37.452 centralizatoare pentru fiecare lucrare, rețele exterioare. Adică s-a verificat ce s-a plătit, ce a rămas de plătit. Și în același timp s-a făcut și pe valoare. Cheia pe valoare. Adică dacă pe rețele exterioare tu trebuia să-i dai 2 milioane, i-ai plătit 1.800.000, tu trebuie să ai rest de executat doar pe 2.000 de lei, să zicem. Pe 2 milioane. Și s-a constatat că rest de executat, conformul este de 37.000 de lei. De asemenea, avem liste de cantități. Liste de cantități. Pe note de comandă suplimentară, cheltuieli diverse și neprevăzute, aprobate de proiectant, în valoare de 54.000 de lei fără TVA. În ce constă aceste lucrări, note de comandă suplimentare? Piatra de la socru, cum se cheamă, pavere jur împrejur. Da. Și aceste lucrări vor fi terminate în regie proprie. Nu vă spun și sincer de ce vreau să le termin regii proprii, că mi nu trebuie terminat, iar ca să mă duc în judecată acum, îmi trebuie iar 2 ani de zile pentru... Și încerc să terminăm aceste lucrări. Adică am cumpărat vata minerară. El a venit la licitație cu o valoare foarte mică de vată minerară. O valoare foarte mică. Am solicitat o ofertă de la o societate de construcție și pe valoarea asta de 1 miliard, oamenii, ok, domnule, a venit pe o valoare mică, eu ți-o fac ca valoarea cea mai mică. Este 1.400.000, cât de mult aș vrea, nu pot să ți-o fac într-un miliard. Și nu. Dar am încercat să căutăm vata bazaltică, am dat telefon la toate societățile, din toate județele, și am găsit vată mineral bazaltică la prețul cum a venit SC Mordoi Energie. La societatea arabescă. Adică am luat vata bazaltică la societatea arabescă, știi, nerică, că am montat și aici. Este un foarte simplu de montat vata bazaltică, dar nu mai dai 30 de milioane de montat. Adică o montezi tu, o pui de desubt și bați câmbura. Adică îți rămân bani și să închizi investiția. Deci propun să stabilește valoarea rest de executat la investiția construirea cămin cultural Coman, în quantum de 37.452.000 lei, lucrări conform ofertei, la care se adaugă lucrări suplimentare în valoare de 55.000 de lei,
aprobate de proiectant Sece Stabilă. Aici puteți să mă întrebați orice, adică ceea ce să, e foarte greu, să știți, să faci tu o situație pe legi de executat, tu ca primar și toate deviziile să fie făcute de tine, toate situațiile de tine și ți le asumi tu fără un specialist, e greu. Dar în 3 săptămâni am reușit să le fac pe toate și e ok. Acolo unde nu o să ne descurcăm, să vedem ce se întâmplă. Că s-ar putea la un moment dat să ne împotmorim. Nu știu dacă o să ne împotmorim sau nu, dar să vedem. Adică vă un exemplu. La parchet, el a venit cu o valoare pe metru pătrat de parchet și a venit pe parchet de 12 centimetri. Metru. 12 milimetri grosimea. Dar pe materiale mărunte, plus valoarea pe manaia, ar aduna. Adică, în acest moment, cel mai ieftin preț peste jar de 12 milimetri este de 44 de lei pe metru. Și el a venit cu 36 de lei. Dar aduna cu materiale mărunte, adică și cu manopera pe care o faci tu, a ieșit tot la valoarea aia de 44. Adică să vedem ce se întâmplă. Nu dai banii pe manoperă, dar trebuie să te încadrezi în valoarea aia. Adică tu la sfârșit trebuie să te încadrezi pe valoarea de vizul general. Tu nu ai voie să depășești valoarea de vizul general. Decât cu aprobarea proiectantului și întocmirea de vizul general pe lucrări necesare în plus aprobate de proiectant. Atât. Dacă aveți întrebări, ei au garanții de bună execuție? Au garanții de bună execuție, ok, puteți să ne agățăm și garanția de bună execuție. Dar, sincer să fiu eu, o procedură. În momentul în care nu se termine lucrarea, e ceva. Și atunci mie, dacă nu mi-ajung 50.000 de lei, 5 milioane, dau un exemplu, iau din banii de bună, din garanția de bună execuție și mă încadrez tot în banii de pe divizul general. Ideea este că tu trebuie să te încadrez pe valoarea investiției. Nu știi cum. Nu-ți ajung 2 lei, e din partea aia de garanția de bună execuție. Deci sunt bani tot culmul, de undeva te fie. Te fie de undeva. Problema este că ei au avut un contract încheiat cu termene de execuție. Și dacă n-au respectat nici termene, n-au nici finalizat lucrarea, ce măsuri ați luat? Sau ce măsuri preconizați? Era și mata atunci, viceprimarul, împreună cu mine. Am transmis atâtea adrese. Ca să vin, am sunat împreună de 5 și n-a vrut să răspundă la telefon, adică era... Trebuie atacat în instanță? Poftim? Trebuie atacat în instanță? Doar atacat în instanță, doar atât. Durează. Și vreau să spună ceva. Ia lua sumară de răspundere la primar, da? Atacarea în instanță. Un contract îl rezilez în instanță. Dar tu trebuia să soliciți rezilierea pe lucrări neexecutate și pe o anumită valoare. Domnul secretar știe mai bine. Aveam mai multe modalități. Te judecai cu el 2-3 ani de zile, 2 ani de zile, tu nu terminai căminul. Rezilezi contractul, faci niște lucrări care te depășești de vizul general, nu iei bani de la garanția de bună execuție, dar trebuie să te duci tot în tribunal, durează iar 2 ani de zile. Deci prefer să rezilezi contractul cu el, că lucrările sunt pe, cum să zic eu, sunt pe zero. Ar trebui să-i mai plătesc lui 5.000 de lei. Adică eu am rămas în continuu în minus, nu i-am plătit tot. Că dacă i-aș fi plătit mai mult decât lucrări executate pe o valoare mult mai mare, atunci mi-ar fi fost teamă, înțelegeți? Dar mie acum nu mi-a fost teamă, pentru că eu nu i-am plătit mai mult. Ba din potrivă, eu trebuie să-i mai plătesc lui niște lucrări care le-a făcut în plus. Și atunci eu știu că sunt pe zero, poate să vin oricine. Adică aceste liste de cantități, uitați. Semnate, sunt asumate de mine, e foarte greu să ți le asum tu pe toate. Dar știu că este corect și mi le asum. Adică în 3 săptămâni am stat și mi le-am verificat, știu că totul e ok. Eu ar fi trebuit să aduc un expert. Ei, expertul ăla nu are vreo 50 de milioane să fac toate astea. Prefer... Că din urmă terminăm din măloarea asta? Până la Paște. Vedeți, spuneți o întrebare care... Chiar a spus o întrebare care nu avea sens acum. Adică eu mă chinui să o termin. Pot să o termin și într-o lună, și în două, și în trei. Dumneavoastră spuneți dacă o termin până apar. De unde să știu eu? Doar Dumnezeu știe. Definirii oameni care fac Dumnezeu știe că... Adică Dumnezeu știe dacă o termin sau nu. Depinde de timp. Că dacă este un timp proios cum a fost în toamna asta, te ține totul pe loc. Sau rece. Rece. Adică eu trebuie să pun niște pavere. Cum credeți că o să pun pavere dacă plouă în zona aia? Mă și îngheață.
E o situație mai grea. Deci eu am prezentat, e punctul care... Da, atât. Dar acum mai sunt întrebări. Acum o să fie cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 9. Dacă îmi permiteți, Nevenică, două secunde să iartă-mă, te rog. Este foarte greu să faci lucrări cu oameni de ajutor social. Este, nu-i greu, este enorm de greu și chiar la un moment dat am să vă explic cât de greu este să efectuezi niște lucrări cu oameni care nu sunt atât de specialiști, dar în același, de necalificați, dar în același timp dirigintele de ajutor vine să-ți semneze. Adică să nu credeți că un diriginte de șantier care este angajat, pe care îl plătești, îți va semna o lucrare care nu este bine făcută. Niciodată, domnul. Niciodată. Da, e unică scuze. Da. Deci trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017. Funcție autor, prima autor. Au rămas aceleași taxe la anul trecut, nu sunt modificări. Nici de registrație, nici taxe introduse de Consiliul Local. Taxa. Numite așa zise taxe speciale. Taxa. Au rămas aceeași taxe. Taxa radio este. Sincer să fiu, aș fi... Am avut foarte multe probleme și m-au copleșit aceste probleme cu iluminatul public. M-au copleșit, m-au terminat anul acesta aceste probleme cu iluminatul public. Nu știu. Sunt în stare să dau și 500 de milioane pe becuri, astfel încât toată ziua să mi se ardă acele becuri. Dom'le, am schimbat un bec la tanti, la tine, Ionel, la tantea Floare, cum îi cheamă, Adela Floare. Femeia, când nu vede. Bine, tante, am să-ți cumpăr un bec puțin mai scump. Și am cumpărat un bec puțin mai scump, am dat 30 de lei pe un bec mai scump. Vine tante la mine și spune, domn primar, nervoasă. De ce ești tantea de nervoasă? 3 ore mi-a ținut acel bec. Ce să mai zic, am dat, dau și 9 lei, dau și 17 lei, dau și 30 de lei pe bec. Și totuși nu țin. Adică nu mai este de bine. Proastă. 30 de lei am dat pe un bec. Dacă eu pe un bec, la Verșești, o zonă unde trebuia să ilumineze o zonă foarte mare, am zis, domnule, iau un bec, astfel încât să lumineze mai multe gospodării pe o anumită înălțime. Și am dat o valoare foarte mare pe el, tot așa, 6 luni de zile. Și am dat o valoare foarte mare pe acel bec. Nu mai găsești becuri de calitate. Adică nici nu mai știu cât să mai dau. Dacă am dat... Sunt întreburile astea din curent care vine cu fluctuații no. Și... Nu, no, nu are nicio ce voie. Am deviat de la ordinea de zi. Da, ok. Am deviat de la ordinea de zi. Deci nu sunt modificări pe taxe și impozite, sunt aceleași taxe și impozite, nici de registrație, nici de taxe speciale prevăzute. Legat de taxe și impozite, este cineva care vrea să propună mai mari taxe? Dacă nu îl vrea, îl la vot. Că mai putem. Mai mici nu avem. Împotrivă, abținere. Nu am prima cază că nu vreți să fie mărit. Ei, eu îmi măresc pe mine. Nu s-au mărit? Față de familie. Da, sunt aia trebuie să fie în familie. Dar nu ești tu. Trecem la punctul 10, la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate în Comuna Sândulen pentru persoanele fizice pentru anul 2017. După cum știți, anul 2015, pe anul 2016 a fost un război total cu acele taxe. Noi ne-am păstrat acea taxă pe care o aveam cu mașina de transport gunoi, transport deșeuri menajere din cadrul primăriei. Costurile totale erau, se adună, însumau 60.000 de lei, 600 de milioane, 56.000. Anul acesta s-au plătit către ADIS 30-40.000, să nu rețin 40.000, 15.000 de lei, deci 15.000 de lei, 150.000. Sunt un cont și nu au putut cei de la finanță să îndebocheze acei bani de transfer, de reîntrăgirea bugetului. În momentul când am cumpărat acea mașină, Curtea de Conturi a venit și ne-a spus să reîntregim bugetul cu acei 80.000 de lei. Și ne-a spus să punem. Anul trecut am pus 5.000, anul ăsta 15.000. Deci trebuia să-i păstrez 15.000, dar acum am rugat-o pe doamna contabilă să plătim diferența de bani care o avem la ADIS.
Deci este foarte greu să faci față cu acea taxă. Suntem cea mai comună cu taxa cea mai mică. Deci este foarte greu. Dumneavoastră suntem în Adis. Este foarte greu pentru cetățeanul comunei Sândureni. Dar amenzile sunt foarte mari. O amendă de la mediu înseamnă 500-600 de mii de lei. 50 de mii de lei. Vorbește așa. Este foarte greu. Se pune accentul foarte mult pe mediu, pe întreținere. Deci să înțelegem că și taxa asta rămâne la fel ca anul trecut? Nu. Se va modifica la valoarea care o plătesc fiecare comună din județul Vaslui. Deci le ducem la cât? La 4? Nu știu. Nu, 387. Dar 387, nu pe 2007. Să rămână aia care au fost pe 2016. 357 sau cât este? 378. De persoană. 387. De persoană. Da. Va fi o situație foarte grea. Foarte grea, pentru că nu au bani. Singura, să zic că un avantaj este următorul acum. Că nu vor mai plăti cei de la ajutorul separat, cei de la ajutorul social separat. Adică, până acum, s-a tras mult în ajutorul social. Ajutorul social, dacă aveau ajutor social, erau 3-4 membri într-o... Plăteau toți. Acum nu mai e voie, nu? Acum nu mai e. Cât sunt în casă. E o situație în care nici nu știi dacă încasezi mai mult sau mai puțin. Aici este. Deci eu mi-am făcut un calcul când am luat mașina, când ne-a venit. Dom'le, o să încasăm atât. Deci am știut că o să încasăm 5-600 de mii de lei. 50. Acum nu mai știi cât încasez. S-ar putea să încasez mai puțin de 600 de milioane. S-ar putea să încasez mai mult. Nu știi cât încasezi. Câți locuitori sunt? Ori... Și dumneavoastră credeți că plătesc toți? Foarte puțin. Pentru că exact cum zicea Ionel Crișan, zicea, dom'le, acolo e problema, unde sunt mulți. De exemplu, eu plătesc 2-3 inși. Vin să plătesc. Unul, doi, așa putea să nu mai dea niciun leu acum. Adică, e o situație foarte grea. Da, plus de asta sunt ăștia străinași care vin odată pe lună, odată pe an și stă o lună de zi. Eu acela străinaș l-au șurat mai mult ca la cetățeanul comunei Sândureni. Și vreau să spun, am precizat, nu vreau să supăr pe nimeni. Și ei, domnul secretar, și ei trebuie să aibă o taxă. Anul trecut, Sorin Vrabie a scos de la un cetățean 20... Nu, oricine care vine din străinătate, în perioada aia de vară, face curățenii, renovări în continuu. Nu se poate ca ei, vin din străinătate, să nu plătească nimic, iar țața Maria să plătească. Nu se poate. Se plătească cu anumite taxe. Aia care nu stă acasă. Pe cine plec? S-a pus de să chiar dacă lor nu vine deloc acasă. Sunt familii care nu vine deloc acasă. Băi, ne-ai eu și mă tac un an de zile, sunt 29 de sași. Nu. Și el într-o zi unul 29. A fost o excepție, mă rog, cazul ăla, dar sunt familii care nu vine deloc acasă, sunt de străinătate. E mai greu ea, că mai greu cu Cața Maria, care l-are. Da, Vasile, ăștia care vin din străinătate mai fac o lucrare, mai dă de muncă la cineva, aduc un ban, comuna asta, tot. Dar și îi protejăm cumva. Păi și nu trebuie să plătească cu noi. Păi plătesc, plătesc o lună, doar n-ar să plătească un an de zile. Adică el să dea să nu plătească nimic? Nu, nu, nu să plătească nu, pentru o lună, că de obicei vin cam o lună acasă. V-am spus, dar a scos 22 de sati. Păi, fratele, nu-i corect. Adică, eu vă spun, am scos și eu cu noi, dar nu 22 de sati. A scos 22 de sati, el trebuia, și la un moment dat am cântărit. Băi, cât are un sap? Are 30 de chile sacul. Da, 30-40 kg, 22 mulțit cu 4, 800. 800 mulțit cu 3, deci el trebuia să dea 2.400.000. Că până la urmă aici se va ajunge. Tu ai o taxă, ai o taxă. Din acea taxă de 600 de mii de lei, 600 de mii de lei, că mă enervează cifrele astea, tu trebuie să duci 180 de tone. Atât trebuie să duci. Dacă ai depășit acele 180 de tone și duci 230, vine costul suplimentare. Și atunci eu nu permit, prin costurile suplimentare, prin gunoiul suplimentar făcut de cetățenii care vin, acele 50 de tone, să trag tot de cetățeanul care este aici. Nu este corect. Și atunci sunt nevoit să punem o taxă, nu știu cât, și pentru o taxă mică, adică pe o lună, pentru două, cât de mică. Mai e o problemă. Da, domnule, dar, de exemplu, eu am 3 copii. Da. Cu familie, cu toți, anul ăsta nu vine acasă, în 2017. Cât va plăti copiii ăia? Păi dacă nu vin, nu vin, asta este. Păi da, dar aici vine, e problema. Păi dacă vine, plătește o lună de zile. Cât
stă acasă. El nici nu stă la acasă o lună. El stă două săptămâni. Eu sunt de acord, domnule, dar ți-am spus, aia care vine străinătate, scot mai multe gunoi, scoate cetățeanul comunei. Nu toți, domn primar, nu toți. Nu trebuie să băgăm pe toți în aceeași oală. Toți care construiesc, da. Da, cel care construiește, da, e bine. Cel care nu construiește și vine și stă ok o lună de zile, o lună de zile plătește taxa pe o lună de zile. Dar la care construiește, nu-i corect. La construcții, măruzurile... Vedeți? Ar trebui să chemă... Dar a fost din problemă până la... Nu, la măruzuri, o întrebare foarte bună, trebuie dumneavoastră să-l chemați, să chemați societatea să vă ia măruzurile. Dar ce fac? Pun măruzurile în deșeul pe care îl plătește cetățeanul. Și atunci cetățeanul va plăti mai mult. Să găsim o soluție. Moluzul nu trebuie. Cred că ar fi mai... Moluzul scoate. Pe urmă, încă o problemă cu societățile. Vă rog frumos, societățile. Nimeni nu se va enerva nicio autorizație dacă nu aveți contracte de salubrizare. Cei care aveți, care nu aveți. Pe urmă, altă rugăminte. Poftim? Din martie nu trebuie să-mi contracte. Să aveți contracte. Pentru că nu este corect real. Tu, societate, să scoți gunoiul, că sunt multe societăți, și să-l dai la persoanele fizice. Nu ți-l ia. De exemplu, cu o mână au venit cu o mașină. Îl pune mai încolo. Nu ți-l pune mai încolo. Hai să vedem, ți-l pune mai încolo, nu pune în partea în magazinul lui. Îl pune la Vasilescu. Aici zic că vine numai pentru societăți. Mașina vine pentru societăți separate. N-ați înțeles ce spun eu. Deci o societate că n-are contract de salubrizare, ea trebuie să dea gunoiul. E persoană fizică. Plătește ca persoană fizică, dar ca să nu plătească ca și societate, ia sacul de gunoi și îl duce la vecinul, la Ion Grasu. Dau un exemplu. Iar în fața societății, nu ia în ziua de joi când vine cu mașina pentru gunoi pentru societăți. Îl ia din fața lui Sarca Anton, pus ca persoană fizică. Ați înțeles ce vreau să zic? Da. Și atunci persoanele fizice vor plăti pentru societăți. Pentru că aici se vor ajunge. Depășim 180 de tone, ne vor duce la 250, iar societatea are un preț. Dom'le, e ok, dar eu trebuie să-mi plătești acele 50 de tone duse în plus. Și de unde sunt? De la persoanele fizice. Da. Pentru că tu, societate, ai dus în partea aia, tu, persoană din străinătate, ai adus 30 de saci, iar dacă nu ești în construcție, e ok, sunt de acord oricum de zile. Dacă faci construcție, nu sunt de acord. Dar totuși ar trebui ca să facem și o educație cu populația. Sunt persoane fizice care dau mai mult. Da, aici e adevărat. Nu, trebuie. Cu cât mai puțin gunoi și nenic avea dreptate în prima ședință când avea. Cu cât mai puțin gunoi, cu atâtea costuri sunt mult mai mici. Pentru că acolo se va ajunge, se va ajunge. Cod? Frunze, fân... Nu. Care se poate da frunze? Nu dau foc, oameni. Nu dau foc. Problema e Moluzul. Păi, dar Moluzul, un exemplu. Gelul Corac. Da? Întrebați-l pe băieți. Bă, se duc, avea 6 saci acolo, ce? Nenică, eram noi, amândoi atunci. 6 saci, dom'le, de pământ, nisip, nu știu ce era. Primul trei, primul grad. Dar noi singuri care... Și la un moment dat, Marian, băieții aia, și n-a vrut să ridice saci. Domn primar, n-am putut să-i ridic. Adică să pui 6 saci... Dar ăla poți să te duci, mă, să-l duci, să regenerează, mă. Ăla se poate duce într-un... Păi aici ai dreptate nea Iorjul. Educație. Și poate regenera ăla, poți să-l duci, domnule, ce se vedea. I-am extins prea mult. Că un măruz poate să-l pune la o cară, poate să-l pune la o... Această educație, aș vrea cum să zic eu, nu educație, că e puțin cam forțată, aceste explicații pe cetățe, faceți-le fiecare consilier local. Vă rog pe sapul respectiv, cu cât mai puțin gunoi, cu atât cheltuielile se vor reduce. Ce credeți, că ascultă de mine sau de unul sau de altul? Nu, dar la tot așa. De exemplu, putem să-i spunem, da, autoritate, primăria sau asta, spui, dacă te depistezi, ai 15 ani aminte. Și atunci să știi că nu mai pune o dată. Dar cum? De exemplu, au venit două mașini la noi azi. O mașină poate au venit din altă parte, nu? Cu gunoi trece că o luat de la noi. Dacă nu îi urmărește nimeni. Ei spun acum că nu plătim la tone. La tone. Aici e problema. Dar la visul plătesc. Că te rompezi la tone. Deci situația, știți cum este? Situația merge deocamdată. Știți că până când va merge? Când se va da drumul la Berești. Pentru că transportul, corectare, depozitare, transport deșeuri, menajere, reprezintă 55% din valoarea totală. 45% va fi operare deșeuri pentru stația de la Moinești și pus de la Tescan de la Berești. Deci eu... Și foarte multe societăți. Dom'le, am o taxă, am un număr de persoane, atât trebuie să dau, eu nu-ți dau decât 55%, având în vedere că stațiile de colectare, domnul Ungureanu, am dreptate, având în vedere că stațiile de operare de la Berești nu funcționează.
Deci eu nu pot să-ți plătesc ție 60% că intru sub incidența legii. Nu! Îți plătesc doar 55% conform... Ma Câberești va fi și cu caracter de transfer. Și transfer. Da. Ok, și transfer. Am spus și transfer, da. Dar n-am precizat, da, transfer. 45%. Și atunci tu plătești pe 2016 doar... Și toate primăriile de asta n-au plătit mult. Și de asta n-am plătit nici eu. Că la un moment dat chiar am spus, dom'le, pe ianuarie, februarie puteți să numărați. Cu toate că nu-i corect să spun asta. Dar nu plătesc decât 55%. Adică eu pe 60.000 aia care trebuie să-i plătesc, m-aș încadra. 60-70.000. Dar problema este când se va da drumul la stația de operare și transfer, exact cum zice domnul Ungureanu de la Berești. Da, ar trebui, nu sunt în genul ăsta, cum am zis, de exemplu, să avem la mine în fața, cum să fie făcut un tabel sau cei care îi aduc și nu se ducă în poartă la fiecare, măi, de ce nu se ducă în poartă la fiecare? Au posibilități. Hai să fim nu are cum mașina de aia să intri. Din partea fiecare? Nu, pe străzile alea de aia vreau să nu poate duce mașina. Nu ocupați cu la mă ales iarna acum nu pot. Nu pasă orice dată care îi aduce acolo. Ar trebui, domnule, și într-o dumne, când să toată lumea de la biserică, să-i explicați un pic. Dar îi spune și amendă, nu vă supărați pe mine. Asta spune legea, asta va fi amenda și atunci eu... Cu siguranță că la mine poate acolo, că acolo sunt oameni rău și spun XY, domn primarul a adus, mă luz. Acum, ce să faci cu el? Acum, sincer să fiu... Vrei de-a? Nici așa nu pot. Nu faci și așa. Dar, mă, nu, dar adică trebuie cumva. Okay. Trebuie cumva. Da, adică, dacă este cineva care are de făcut observație de sănătură la valoarea taxei de creștoare. La valoare nu avem ce face, nu avem ce face, nu avem ce face. Suntem de acord. Cine este pentru? Potrivă? Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în patrimoniul instituției a două investiții finalizate. Aici aș vrea să... Am văzut. Aici aș vrea totuși să precizez totuși munca enormă de la ajutor social. Poate valorile nu sunt exacte pe care vi răspund din divizul general. S-au construit două garduri la Cămin Cultural Coman. Unul de 61 de metri, celălalt de 61 de metri. Deci cu tot 123 de metri, gard împrejmuire. Primul gard din BCA, din beton, având o valoare de 80.000 de lei, 800 de milioane, fără contribuțiile la stat, fără contribuții către TVA, fără cheltuieli indirecte. Asta reprezintând fără acei 50%. Deci, valoarea gardului respectiv este de 1.200.000. S-a mai construit gardul lateral, care pe valoarea de proiect este 60.000 de lei, tot similar, fără cheltuieli indirecte, fără tot, înmulțit cu 50%, că TVA 24 cu 16, deci se duce la 60-65% probabil, 6-6-36, iar 1.000.000. Adunând 1.000.000 și cu 1.200.000, 1.400.000, vedem că cele două garduri pe proiect, dacă ar fi făcut o societate, ar fi costat vreo 2.500.000. Ne-am chinuit și ne-a Ionică și ne-a Ionică, acum uitați că vine de acolo, de la gard, a înghețat două zile. Deci știți că s-a cheltuit pe cele două garduri? Prin munca asta intensă, pe 1.32.000, iar pe 1.23.000. Pe amândouă garduri, 55.000 de lei. În regie proprie. Vedeți ce înseamnă regia proprie? Făcută cu oameni de ajutor social, cu diriginte de șantier. Când a venit Curtea de Conturi, a săpat. Deci eu, vă spun sincer, sunt mulțumit de ajutorul social. Deci să faci o lucrare de 2.500.000 cu 555.000 de lei, nu am nimic de obiectat. Deci, și aici vreau să precizez un lucru. Foarte puține primării, nu spun primar, foarte puține primării efectuează lucrări în regie proprie. Și vă spun de ce. Pentru că acele devize, situații de lucrări, liste de cantități, nu o să stea nimeni, niciun diriginte de șantier, niciun proiectant, niciun arhitect să te refacă.
Ți le face, le fac eu că mă pricep, dar și reduc la verificat. Și reduc la arhitect, reduc la devizier și după ce le verifică toți, va semna dirigintele de șantier. Avem un dirigintele de șantier ok, o persoană ok, și vreau să spun că cele două investiții au fost terminate cam greu, recunosc că au fost finalizate cam greu, dar și beneficiile de cost, beneficiile de cost sunt foarte ridicate, adică ne-au rămas foarte mulți bani. Dar deci, avem și meseri așa bun care iau ajutor social și înseamnă că ori ei orele nu trebuie să-și facă undeva? Ok, trebuie să-și facă orele undeva, așa este. Da. Dar contează mult bani economisiți. Normal, asta nu nimic de spus, asta da, este un... Da, deci cele două investiții, avem două investiții. Gardul, împrejmuire gard Coman și împrejmuire parțială gard Coman. Este vorba de cele două investiții. Gardul cu beton, cu beton are valoarea de 32.000 de lei, 320 de milioane, da? Celălalt 23. Celălalt 23.000, 230 de milioane. Gândiți-vă că acel gard de 23.000 de lei are fel de 14 oameni buni. Fel de 14. Fundația este 60, a revenit curtea de cont, a săpat săpată dacă are 60, a săpat săpată dacă are 40. Și terenul mare, dacă nu era făcut rezistent la 2-3 ani de zile, ei se duceau răstăgoară în dreapta. Știți, totuși, ce constat eu, lumea, atunci fel s-a băgat, iar pe felul ăsta de aici, a căpat BG-aua. Eu n-am înțeles niciodată ce a căpat BG-aua. Avem undeva unul a căpat BG-aua. A cedat solul. Nu, fundația nu căpat, asta e problema. A căpat încheietura, îmbinarea de la, de la centură. Centura vine așa între și la binarea de la centură. Dar e un lucru rezolvabil. Un cutremur. Acum mai sunt alte întrebări. Lori de cuvânt. Nu. Zice, nu s-o punem la vot. Cine este ce? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Trecem la punctul 12. Proiectul privind aprobarea exercițiului bugetar pe trimestrul 4 al anului 2016. Inițiator primul comun. Deci, doamna contabilă, am tomit contul de execuție a bugetului local. Este chiar foarte bolnavă, doamna contabilă, a muncit foarte mult. Aseară a fost dusă la... a venit salvarea la dumneai ei. S-a discutat în comisie. S-a discutat în comisie. Ok. Adică... În plus nu. Ceva de adăugat. Ce s-a? Că nu? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a vizului și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale și Comuna San Direct. Inițiator primar comun. Este înțeleg că avem un regulament propriu pentru eliberarea vizelor și... Deci fiecare iarnă există un regulament. Și el trebuie să fie supus hotărârii Consiliului Local. Este același regulament. Domnul secretar, dacă sunt modificări, vă rog să le precizați. Nu sunt de traie la masă aceeași. Adică pe același domnul traie. Da. Deci nu există modificări la cele oameni. Dacă dumneavoastră, consiliere, aveți întrebări, propune. Dacă nu o supunem la urmă, cine este pe urmă? Împotrivă, abțineri? Trecem la punctul 14. Proiect de hotărâre privind primirea municipiului Orești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip și modificarea actului consultativ și a statutului acestuia. Inițiator primarul comun. Poftim. Domnul secretar. Da, bine, aici e foarte simplu. Deci, municipiul Onești a preluat rețeaua de apă potabilă și canalizarea și acum ei vor ca să se înscrie în Adip, în așa fel încât și să poată să acceseze fonduri europene în vederea dezvoltării. Nu au fost în Adip. Nu știu dacă, nu cred că e vreo problemă dacă intră și ca și membru nativ. Pentru că noi suntem membrii fondatori. Exact. Iar domnul Sarca, care este reprezentantul din partea Consiliului Local, că așa a fost năsut de desemnat, să voteze în ședința AGA prin care se primește și municipiul Onești.
Adică ideea este că nu poți accesa fonduri europene decât dacă ești într-o asociație. Ei noi fiind în asociație, voi să fie încușinați ei în această acțiune, astfel cât se poate accesa fonduri europene. Da. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Trecem la punctul 15. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe teritoriul Comunei Sandulene. Aici decontarea navetei cadrelor didactice este noiembrie, este prevăzută de lege. Am fost în ședința Consiliului de Administrație și am precizat că și anul viitor voi aloca aceste sume doar în anumite condiții. În anumite condiții pe care eu vi le, eu o să vi le prezint dumneavoastră, iar dumneavoastră în ședința respectivă aprobați decontarea sau nu. Adică nu mai vreau să se plece la 4,5, nu mai vreau să se plece la 5,5, nu vreau să mai... Adică ora să fie de 40 de minute, orice constatare de genul acesta, pe luna respectivă, profesorul nu se va mai deconta la vieta cadrului didactic. Nu este corect să vii cu 3-4 sublimare, iar copilul meu să nu învețe. Să nu stai cu el să-mi înveți. Până la urmă, vii la școală și eu sunt profesor. Eu vreau să spun acum, păcat că sunt în cadru, ce copii am avut eu la clasa 8-a, n-a fost și nu vom mai fi niciodată ce copii am avut la clasa 8-a. Dar ca să duci un copil la anumit nivel, nu poți să faci tu matematică cu el în 4 ore. Trebuie să mai faci 2, 3, 4 ore suplimentare. Adică din 22 de copii, 15 copii, am avut 15 copii, am avut peste 7,50. Am avut 4 copii peste 9,20 sau nu știu cât a fost. Adică niște... Și atunci nivel. Avem profesor bun de română și chiar îi mulțumesc doamnelor profesoare de română, dar vreau să fie un proces instructiv educativ corect. Adică copilul să învețe. Nu plece la 4,5 și aici vreau să precizez, nu vreau să mai, să-l mai sun pe șoferul, care nu mai este șofer, cum pe Nelu Radu, zicem așa, domnul Nea Nelu, hai la 4,5 duci copiii. Nu. De acum șoferii de pe microbuză, Nea Sâre, până la ora 6 fără 10, nu vin, poate să te sune și mama directoare. Nu, domnule, eu în ședință primarul mi-a zis, eu până la 6 fără 10 nu am voie să plec de acolo. Programul este până la 6 fără 10, eu la 6 fără 10 vin după copii. Doamne ferește, de se întâmplă ceva, suntem oameni, e ok. V-am spus, am o cunoștință la Frumoasa și foarte frumos și-l fericit pe domnul primar de la Frumoasa, mă duc la cineva acolo să-mi dea o programă de engleză, tu mi-ai era la ore. Erau 7 fără 25 și telefonul închis, începuse să mă enerveze, că avea telefonul închis și zice, bă, dar eu scap la 7 fără un sfert. Adică dacă la Frumoasa se poate învăța pe la 7 fără un sfert, de ce nu se poate învăța și la sfert cu 2 microbuze? Avem 2 microbuze. Adică putem învăța să ridicăm, să avem un proces instructiv, educativ, da, ridicat. Acum o propun de contare pe luna noiembrie și decembrie. Eu cred că cazurile izolate este ca să nu-și respecte programul în cadru didactic, pentru că ține de domeniul trecutului, nu se mai pune problema acum, atâta timp cât ieși de conteză și are și unii mai bine, sunt bine, au mijloace de transport pentru navete ideale. Deci cred că sunt cazuri izolate, eu așa gândesc că fiecare cadru didactic este responsabil și își face datoria la catedră și la cum trebuie. Dacă dumneavoastră mai aveți alte observații, dacă nu, supunem la vot. Cine este tot? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 16 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Sandulene pentru anul 2017. Inspector primarul Comunei. Deci, vorba de strategia de achiziții. Cu ce vine noua legislație? Că după câte știți, legislația achizițiilor publice s-a luat și s-a modificat. Pe lângă planul de achiziții, trebuie ca să se facă și o strategie.
A, bine că strategia nu înseamnă că nu va fi cam toată la fel. Numai că este în spiritul legii și la un moment dat, deci se dă dreptul domnului primar, ca dânsul, deci va ia lua și va împuternici și va numi comisiile de evaluare a ofertelor. Deci asta este singura modificare care intervine. Când rest absolut totul, pentru anul 2017 este planul de achiziții, știți, inclusiv și pentru pixuri, și CD-uri și DVD-uri. Deci nu ne referim noi la investițiile mari. Dar planul ăsta e făcut ca, la un moment dat, să fie și el perfectibil sau perfect. Ordinea de s-a epuizat, păi văd că au fost cam scufoasă ordinea asta. Dar la sfârșit de an. Și avem la diverse cine dorește să ia cuvânt. Dar puneți-vă rog, sper că v-a plăcut festivalul de date și obiceiuri. A fost un spectacol foarte bine organizat și mulțumesc pe această cale consilierului local, consiliul local, Neanelul Radu, că m-a ajutat enorm, Ionel Vișan, toți consilierii locali, Nea Anton, Nea Ion, Nea Vasile, Tică, toți. Vă mulțumesc tot, Nea Ion și Nea Anton. Bine, a fost ok. A fost frumos, da. Foarte. Și pe această cale mulțumesc și doamnei contabile, doamnei Lidia, pentru că, domnule, mi-a făcut o, mi-a organizat corect aceste, adică cu costuri minime. Adică au negociat, sincer să fiu, am spus și în ședința. Întrebarea nu prea sunt bun negociator, negociez pe seapă acolo, dar ele sunt mai bune negociate. Și până la urmă toți banii tot aici. Au scos prieteni buni, foarte buni. E și serviciul ăsta electronic. Doamne, nu au făcut achiziții de tot, numai pe DPSA. Deci vreau să vă spun, din luna august sau când ne-a ne-a iubit, când a intrat tot, de când au avut toate achizițiile, s-au făcut pe DPSA. Deci. Dacă mai sunt probleme deosebite. La diverse. La diverse. Aici suntem, la diverse. Dacă mai sunt probleme, nu știu. Deci aș vrea să propun domnul primarul o propunere, dacă este posibil. S-a făcut un cămin frumos în Coma. Și voi ne-am aviat, voi bani. Eu mă propun acum. N-am văzut la bani. Ce vreau? Ce vreau? S-a pus în biserică? Că mă bani am pus. Dar... De asta v-am zis că vă propun pentru satul Părțulești. Am puțin s-a făcut acolo. Într-adevăr s-a ajutat la... O să spun la parochie. Dar avem o biserică micuță și o frumoasă acolo, într-un gât la marginea șoselei naționale, cu niște geamuri de vaide capului. Ia vreo geamuri acum. Ești prieten cu părintele? Am zis-o. Mi-a văzut, nu te-am întrerupit la asta. Ești prieten cu părintele? Da. Vă spune toți numai cu părintele. Și dacă ar fi la bugetul anului, când o să fie sau cum ați putea, cu vreo 5-6 mii de lucruri s-ar putea rezolva și acolo. Da. Adevărul că sunt niște geamuri de... Da. Deci chiar se vede și din drum, dacă am putea să facem și cu ăsta, pentru că... Da, da, nu prea s-a dat pentru, pentru satul Băzulești, dar pentru biseau 5-6 mii de lei am putut acolo, din toată sărăția. Da. Este, sunt geamuri făcute tot cum a fost acum, da, din fier, și e fric, să știi. Da, să puțin acolo. Dacă consiliul local va aprova, suma, eu sunt de acord. Deci, cât geamuri sunt să... acum? 7 geamuri? Las niște geamuri micuțe, nu e 50, dar știu mare sumă. În 5-6 mii de lei cred că sunt neamnit. Deci, da, la da, bugetul da, de anul viitor, eu o să propun, dumneavoastră, dacă o să fiți de acord. Am făcut bumă. Da, sunt de acord. Să mulțumim la... Aici vreau să... Să vină o completare neaionică cu că fiecare cadru didactic își face treaba. Eu știu că își face treaba, dar valoarea unui cadru didactic se măsoară în ceva. Rezultate. Și acele rezultate nu există. Deci nu pot să vin că acel cadru își face treaba, dar, adică, dau un exemplu. Și astea, rezultate. Pentru mine, ca primar, nu mă interesează decât rezultate și ca profesor de matematică. Nu poți, din 16 copii la Coma, să nu-ți ia niciunul la capacitate. Deci, pentru mine, unul sau unul, doi inși, sau nu știu cât. La Verșes, să nu-mi ia niciunul. Deci, pentru mine, este o problemă în situația aia. Dacă mie nu-mi ia decât un singur copil din 16 sau 4 copii, 4 au luat acuma, să nu greșesc, la Verșes, unul anul trecut au luat 4. Deci, la Coma, din 16 au luat 5. Deci, pentru mine, alea nu sunt. Nu reflectă rezultat. Domnul primar, haideți să invităm Consiliul de Administrație a Școlii
să nu invităm Consiliul de Conducere, asta, conducerea școlii, director, director. Corect. Să purtăm o discuție în cadrul Consiliului. Așa da, o este de bună. Aici o este bună. Dacă sunt asemenea probleme, înseamnă că lucrurile sunt de grave. Și trebuie luate măsuri, trebuie atenționat inspectoratul, trebuie luate măsurile de ei. S-a anunțat inspectoratul, pentru că nu sunt de acord cu astfel de rezultate. Da, am o profesoară foarte, avem o profesoară foarte bună la Sândureni, pe doamna de matematică, nu știu, doamna profesoară Cibotaru Romana, foarte bine pregătită, și cealaltă profesoară, dar rezultate. Deci, până la urmă, tot se cuantifică în rezultate. Normal, adică, eu știam că acei copii îmi iau peste 9, dar vreau să vă spun că în ziua când Vrăduț, Samuel, am avut 4 copii care eu, din, credeam și eu că mi-a 10 la matematică. Și trăiam cu speranța că o să-mi ia toți 4 copii 10. Știau matematică, domnule. Și au greșit la o chestie toți. Și toți au la 9 și 10, 9-25, 9-40, 5 copii peste 9, dar niciunul 10. Păi m-am bolnăvit atunci. Adică știam că s-a muncit, știam că acele rezultate vor fi mari, mă așteptam la rezultate mult mai mari, știam că o să împice 2-3 copii acolo și eu, că n-ai cum să nu spice 2-3 copii, dar am avut un procent bun împreună cu doamna de română. Adică făcusem o echipă împreună. Doamna vinea sâmbătă, eu sâmbătă cealaltă. Adică până la urmă, pregătirea copiilor s-a făcut în rezultatele dumneavoastră. Apropo de treaba asta, eu am avut 5 copii la școală. Da. Și când mergeam la școală cu capea întâlnirii cu profesorii, atunci spunea, atunci din 20 de elevi, sunt 3 care învață bine, eu trebuie să merg cu aia 3, că dacă restul nu vrea să învețe, n-am nicio problemă. Și așa a fost. Nu vrea să învețe, nu-și vrea interesul. Și atunci ce pot să-i fac la copilul ăla? Părinți? Sunt părinți care... Am avut o lecție de viață de la vecinul meu, de la Neagic Câmbelăuz, ca le știți. Neagic Câmbelăuz, în anul 1987-86, era cel mai bun profesor de județul Bacău, pe tipul doamnei Găinuș. Domnul profesor Gică Câmbelăuz, care e vecinul meu. Spicuiesc. Și eu pe cine să mi-l aduc la inspecția de efectivat? Bine, Agică, vecinul meu, e vecinul meu. Dar de unde? Că vecinul meu a fost cel mai dur dintre toți. A venit la ora de matematică, i-a plăcut și spune, băi, nu te supăra, eu nu pot să spun 10. Eu mă uitam la el, bă, dar ești vecinul meu, nu pot să spun 10. Deci eu încalc niște principii, deci tu nu ești la nivelul de 10, eu nu pot să spun 10. Suntem prieteni, suntem vecini, și nu mi-a pus 10. Și mi-a pus 9. Și am învățat lecția de viață și mi-a spus așa, am clasa 5-a foarte slăbuță. Și el îmi spune, nu există copii slabi. Exact, să te completez. Nu există copii slabi. Da? Copii de mijloc. Numește copii de mijloc. Și acel copil slab care numești tu slab, dacă știi să-ți folosești tu resursele tale și resursele lui, s-ar putea să ridici. Deci nu există. Profesor bun. Și vreau să spun Agică, în anul 1987, nu, Băluță era prim secretar, i-a chemat pe toți. Pe Bacău, din 9 copii la Olimpiada Națională de Matematică, 7 copii erau în Agică. Și o chema pe toți și era liceul de la Buhuș. Nici măcar nu era Ferdinand, Bacovia, era liceul de la Buhuș. Și l-a chemat Băluță. Mă, totuși nu înțeleg. Cum Dumnezeu, Gică Băluț, are 7 copii la Olimpiada Națională? Și atunci restul 2. Și restul 2 tot județul Bacău. Și atunci era o problemă. Păi care era acolo? Era o problemă, adică... Știa să lucreze. Profesor. De acum mai sunt alte probleme. Dacă nu, vă dorim mulți ani pentru anul 2017 să se întâlnim cu mine. Acum aș vrea să spun și eu o urare, Nea Ioșă, pentru cetățenii Comunei Sândureni. Le doresc multă sănătate, un an 2017 mai bun decât 2016, multe realizări profesionale, sănătate, să fie mult mai înțelepți, iar Consiliul Local să aprobe cât mai multe proiecte în realizarea obiectivelor din cadrul Comunei. Vă doresc sănătate, la mulți ani, cu respect și mulțumesc tuturor instituțiilor și dumneavoastră și Consiliul Local, tuturor cetățenilor Comunei Sândureni. La mulți ani! Vamos a ver. Gracias.